Salutare, dragilor! M-am ținut de cuvânt. Am făcut urziși și vă poftesc la masă. Mămăligă caldă și urzăcuță. Hai să vă zic cum le-am făcut. Și alăturea un pahar de zam în care hiert urzășile. Nu-i chiar ceai, zam în care hiert urzășile. Și de ce zic asta? Zic asta pentru că eu urzășile le-am făcut în felul următor. Am pus șolanul la hiert, că v-am zis că eu nu fac aproape nica fără să pui oasă, șolan, cap de porc, nu știu, chișoare, orși. Am pus șolanul la hiert. L-am scos. După care n-are treabă șolanul, că n-am mixat șolanul în urzâși. Nu, dar numai că am hiert urzâșile în apa și care o hiert șolanul. Așa că am pus urzâșile curățate, spălate, în câteva ape ca să iei... să se debaraseze de mizerii, de paie, de și avenelii, de pământ, de toate cele. Scursă bine, le-am pus în apa în care hiert șolanul, la hiert. O hiert ghinii, le-am lăsat o leacă s-o mai răcorit, le-am dat la blender cu o leacă de zam în care o hiert, ca să poată să blenduiască. Și după care le-am scos, am pus în farfurie, lângă o bucățică de mămăligă și cu hrean deasupra. Uite, am hreanul aici, dacă mai trebuie, mai punem. Bineînțeles că toate sunt din grădină și hreanul din grădină și toate cele. Și de asta zic că zama asta în care hiert urzășile nu-i chiar ceai, pentru că au fost multe urzăși, aproape o căldare de urzăși. Și o hiertă cu apa care o hiert ciolanul, deci are așa un gust de nu vă poți spune, foarte, foarte bun și hrănitor. Și acum vreau să mă așez la masă, vă poftesc și pe voi, în cazul în care n-ați făcut, eu te v-am dat o idee, dar au un gust de nu vă poți zice, nu că mă laud singură, dar faceți și voi cum am făcut eu, sau altfel, că să facă în atâtea feluri, și cu orez, și cu... multe, multe feluri. Hai, scrieți-mi în comentarii voi cum le faceți. Poate mai învăț eu de la voi. De ce nu? Toată viața învățăm și tot deștepți, în ghilimele, murim. Așa că asta este. Așa arată urzășile mele, blenduite și pusă în farfurie și au, mă rog, e vitamina primăverii. Nu pot să treacă primăvara să nu faci urzăși. Sau dacă o trecut primăvara și n-ai făcut urzăși, e mare pierdere. Ne repune pe picioare, are ce trebuie în ele, fier, alea, toate vitamine, minerale și toate cele. Hai că eu nu mai poți de foame, n-am mâncat decât o leacă azi dimineață, așa am micul dejun și acum e o foame de crăp. La revedere, poftă mari și scrieți-mi acolo voi cum faceți urzășile. Cum, exact cum procedați. Ce să mai zic? Nu mai zic nică când e foame. La revedere! O zi bună!